Salut! Sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest video vom continua seria noastră de Paște și în acest video am să vă arăt cum să faceți această farfurie, da, despre care vă spuneam și în episodul cu oul de Paște și care arată așa. Arată ca o stea sau ca o floare privită de deasupra. Și eu am ales să folosesc bej și verde ca schematică de culori, însă voi puteți folosi oricare două culori doriți voi sau de ce nu să o faceți într-o singură culoare. Arată bine indiferent de ce, ce veți alege da? și așa se vede și din lateral. Se poate vedea că este puțin curbată în sus. Și uh, vreau să vă anunț de pe la început că cel puțin baza acestui model este fragilă și din câte se poate vedea la mine aici este puțin destrămată, însă nu este nicio problemă deoarece am să vă explic pe parcursul videoului câteva metode prin care puteți remedia această problemă dacă o veți întâmpina. Așa că vă recomand să folosiți lipici nu doar la început, la bază, ci și pe parcursul modelului pentru a face mai rezistent. Și fără prea multe alte introduceri, haideți să trecem și la tutorialul acestuia. OK, pentru a începe acest model, va trebui să facem o bază de 6 piese verzi, da? Și pentru a face o pereche, vom lua două piese și le vom conecta astfel, exact așa. Apoi facem 6 perechi din acestea în total, pe care le vom conecta între ele pentru a forma baza. OK, și așa va arăta baza noastră de 6 piese. Și acum va trebui să creștem numărul de piese pe rând și pentru a face acest lucru vom lua o piesă verde și o vom introduce între oricare două piese verzi, da? Și nu o vom atașa de nimic, ci doar o introducem și o ținem aici în loc. Iar deasupra vom adăuga două piese verzi și repetăm același procedeu pe toate spațiile verzi rămase aici, da? Deci, practic, vom crește numărul de piese de la 6 la 12. Ok, și așa va arăta momentan modelul după ce am crescut numărul de piese. Practic l-am dublat, deoarece am crescut de la 6 la 12. Și acum vom adăuga un rând normal de piese deasupra. Ok, acum încă o dată vom dubla numărul de piese de rând, pe rând și astfel vom ajunge de la 12 la 24. Așadar, vom lua iarăși o piesă verde, o vom introduce între oricare două piese verzi și apoi vom pune două piese normale deasupra, exact așa, și apoi în următorul spațiu liber vom introduce iarăși o piesă, adăugăm două deasupra și repetăm acest procedeu până când terminăm rândul. Și în total va trebui să avem 24 de piese pe rând. Ok. Și din câte vedeți, acum avem 24 de piese pe rând și modelul va arăta așa. Iar acum vom adăuga două rânduri bej deasupra, da? deci două rânduri normale. Ok, și așa va arăta modelul momentan. Acum vom dubla iarăși numărul de piese pe rând și de la 24 vom ajunge la 48 și adăugăm iarăși o piesă bej aici între două piese și deasupra ei două piese normale. Apoi repetăm același lucru și lângă, exact așa, și acest procedeu va fi repetat pe tot rândul, da? pentru a ajunge la 48 de piese pe rând în total, însă cu foarte mare grijă, deoarece având multe piese pe rând acum, va fi mai greu să introducem acele piese și să le și adăugăm pe celelalte deasupra, așa că nu vă grăbiți la acest pas. Da? Și repet, dacă faceți totul cum trebuie, va trebui să ajungeți la 48 de piese în total pe un rând. Ok. Și modelul va arăta momentan așa, da? Și acum ne-am oprit din crescut numărul de piese pe rând, nu îl vom mai crește. Acesta este numărul total și final și acum deasupra vom adăuga încă 3 rânduri bej normale. Însă adăugați rânduri cu foarte mare grijă de acum încolo, deoarece vedeți că baza aceasta, da, baza de la început, începe să se destrame puțin și nu ne dorim acest lucru și este foarte fragilă această zonă din centru, așa că vă recomand să folosiți lipici dacă chiar doriți să fie super stabil. Dacă nu, la final puteți pune aici puțin carton de desubt, astfel încât să fie totul în regulă, însă momentan adăugați deasupra trei rânduri normale de piese bej și apoi putem continua. Ok, și modelul va arăta așa. Vedeți că baza mea începe să se destrame puțin aici. O voi rezolva eu după ce voi termina modelul. Însă, acum ne vom concentra pe următoarele rânduri și vom adăuga deasupra, acum, 5 piese bej, oriunde dorim noi. Exact așa, și apoi, imediat lângă aceste piese bej, vom adăuga o piesă verde și apoi încă 5 piese bej și apoi încă una verde și apoi aplicăm această regulă până când terminăm rândul. Ok, și modelul va arăta așa. Acum, în porțiunea aceasta bej de aici, veți face un triunghi, astfel că deasupra celor 5 piese bej veți adăuga 4 piese bej apoi 3 deasupra și apoi 2 și apoi una, da? Pentru a forma un triunghi. Exact așa și acum acest triunghi îl vom contura cu piese verzi. Exact așa și acum repetăm același procedeu pe tot restul rândului, iar apoi farfuria va fi gata. Ok, și după un proces îndelungat și repetitiv, așa arată modelul final la farfuria terminată și din câte puteți vedea arată foarte bine, așa s-ar vedea și din lateral este puțin curbată în sus și ignorați porțiunea aceasta de aici din centru, după cum am spus, puteți fie să folosiți lipici fie să puneți aici un carton în centru și va acoperi tot talmeș acesta de aici, în cazul în care și baza voastră arată la fel, dacă nu nu e nicio problemă și se poate vedea că de sus arată ca o floare sau ca o stea și după cum am spus și în tutorialul cu ouul, îl puteți lua și îl puteți pune aici foarte frumos în farfurie, da? Și bineînțeles, dacă faceți mai multe ouă, le puteți pune aici și va fi o decorațiune foarte, foarte frumoasă. Și de asemenea, vedeți că și oul acoperă acea gaură din mijloc, așa că nu se mai, nu se, o să se mai vadă atât de urât, da? Dar cam atât momentan și cu acest tutorial. Este cel de-al treilea din miniseria noastră de Paște și vom mai avea încă unul cu un mic pui de găină care iese din ou și apoi se va încheia seria și sper că v-a plăcut și acest tutorial. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu ezitați să lăsați un comentariu pentru că a fost un model destul de, de greuț și de fragil, după cum am spus și la început. Și sper că v-a ieșit totuși dacă l-ați încercat și voi. Și Cam atât și pentru acest video, nu uita să dați like, share, subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!